În lecția anterioară am discutat despre noțiunea de mulțime, despre relația de apartenență, despre cum putem reprezenta mulțimile sintetic, analitic și prin diagramă, despre mulțimea vidă, submulțimi și incluziune. Acum vom lucra cu operațiile cu mulțimi, să vedem care sunt acestea, reuniunea mulțimilor, intersecția și diferența a două mulțimi. Reuniunea mulțimilor se notează cu acest semn, un U, A reunit cu B este X, cu proprietatea că X aparține lui A sau X aparține lui B. Practic, reuniunea a două mulțimi A și B este mulțimea elementelor care aparțin cel puțin uneia dintre ele. Ilustrăm reuniunea mulțimilor A și B cu ajutorul unei diagrame Van Euler, reuniunea fiind reprezentată prin porțiunea hașurată. Intersecția mulțimilor. Intersecția mulțimilor este reprezentată cu acest semn, un U întors. A intersecta cu B este X cu proprietatea că X aparține lui A și X aparține lui B. Practic, intersecția a două mulțimi A și B este mulțimea elementelor comune celor două mulțimi. Cu ajutorul diagramei Van Euler, această intersecție este reprezentată prin porțiunea hașurată. Observăm că porțiunea hașurată se află atât în mulțimea A cât și în mulțimea B. Dacă intersecția celor două mulțimi este mulțimea vidă, atunci vom spune că cele două mulțimi sunt disjuncte. Cele două mulțimi sunt disjuncte. Diferența a două mulțimi. A minus B este X cu proprietatea că X aparține lui A și X nu aparține lui B. Practic, mulțimea formată din elementele lui A care nu sunt elemente ale lui B se numește diferența mulțimii A și B. Aceasta este reprezentată prin diagrama Van Euler, prin porțiunea hașurată. Deci porțiunea hașurată reprezintă diferența mulțimilor A și B. Să luăm un exemplu. Fie mulțimea A formată din elementele 0, 1, 2, 3 și 4 și mulțimea B formată din elementele 3, 4, 5 și 6. Observăm că elementele 3 și 4 se găsesc atât în mulțimea A cât și în mulțimea B. Să le reprezentăm în diagrama Van Euler. 3 și 4 sunt elemente care se găsesc în mulțimea A și în mulțimea B și le vom pune aici. 0, 1 și 2 sunt elemente care se găsesc numai în mulțimea A. 0, 1, 2. Iar 5 și 6 sunt elemente care sunt doar în mulțimea B. Avem 5 și 6. Să lucrăm puțin cu aceste mulțimi. A reunit cu B. Ce înseamnă practic să luăm A reunit cu B? Să luăm toate elementele mulțimii A și mulțimii B, atenție mare, dar doar o singură dată. Deci știm foarte bine că mulțime nu avem voie să avem elemente de mai multe ori. Așadar, A reunit cu B este formată din elementele 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. A intersecta cu B. A intersecta cu B. A intersecta cu B este formată din mulțimea elementelor care se găsesc atât în A cât și în B. Nu e greu de văzut în diagramă. Elementele sunt 3 și 4. Deci 3, 4. Să facem și diferența mulțimilor A și B. A minus B. Ce înseamnă diferența mulțimii A minus B? Elementele care se găsesc în A, dar nu sunt în B. Deci elementele care sunt doar în A și nu sunt în B sunt
0, 1 și 2. 0, 1, 2.